În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc. Recent au avut loc câteva întruniri între câțiva lideri ai unor asociații religioase creștine cu scopul de a înființa un nou cult cu specific pentecostal. Despre cum se cuvine să fie perceput acest demers cum se cuvine să ne raportăm la o asemenea inițiativă și care sunt implicațiile ei de ordin practic asupra cultelor deja existente, vom discuta astăzi cu fratele păstor Liviu Arținte, președintele filiale pentecostale Suceava. Bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am regăsit, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe cei ce vă ascultă. Vă salut și eu pe toți cei care vă găsiți pe recepție, estimați ascultători și vă urez să dovediți un discernământ spiritual special în noile contexte care se creează în plan confesional. Trebuie să admitem că subiectul este unul foarte delicat, dar trebuie să-l abordăm pentru că face parte din uh, ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme și nu putem trece pe lângă uh, acest fenomen. V-aș ruga să ne spuneți dacă dumneavoastră considerați ca fiind oportună pentru evanghelici și pentru ceilalți chiar din afara spațiului evanghelic apariția unei noi denominații creștine. Acum, noi știm că pe plan mondial sunt câteva zeci de mii de denominații creștine, iar unele grupări creștine istorice au și ele, la rândul lor, multe subdiviziuni. Acum, o nouă sorgin, denominație de sorginte penticostală pe piața românească a constitui o binecuvântare sau un dezavantaj? Ce părere aveți? Binecuvântare sau dezavantaj? Aș vrea să răspund pe de o parte printr-o vorbă din bătrâni, iar pe de altă parte prin cuvântul lui Dumnezeu. Un tânăr întreabă un bătrân cât timp face până la Suceava și bătrânul tace. Întreabă tânărul o doua oară, a treia dă de mâini, pleacă, face câțiva pași, după care bătrânul îi spune cam un ceas. Dar de ce nu mi-a spus de la început? Păi am vrut să te văd cum mergi. Aș vrea să facem evaluarea aceasta peste câțiva ani pentru a ne da seama cât de oportun sau neoportun este. Pe de o parte, ca și cult pentecostal tradițional, Vreau să citesc și un cuvânt din Scripturi, din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 5, începând cu versul 33, care spune astfel. Când auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, Bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți acestor oameni. Că nu de mult s-a evit Teuda care zicea că el este ceva și la care s-au alepit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și apoi cei ce urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanu pe vremea înscrierii și a tras mult în orod de partea lui a pierit și el și toți cei ce-l urmaseră și au fost nimiciți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, ci lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Deci eu cred că aceasta este abordarea cea mai pertinentă pe care o găsim în paginile Sfintelor Scripturi și timpul va dovedi dacă această lucrare este de la oameni sau este de la Dumnezeu. Aceasta ne trimite imediat cu gândul la scopul pentru care a fost înființată, la metodele prin care a fost înființată. Este vorba despre un demers, încă nu este. Este vorba despre un demers. Tocmai de asta cred că ar trebui clarificate toate lucrurile. Sunt lucruri peste care nu se poate trece. Adevărul scripturii trebuie să rămână în picioare 100%. Principiul sfințirii, principiul curățirii, principiul pe care îl găsim în scripturi, nu putem să îl negociem. Dincolo de formele de organizare, de modul cum se vrea să se înființeze, cred că în emisiunea de azi ar trebui să clarificăm câteva lucruri pentru ca, în general, oamenii să știe și niște decizii să le, iau în, să le ia în cunoștință de cauză. Pentru că. Din păcate, unii cred că Dumnezeu trebuie ajutat și la demersurile care s-au făcut. Sunt mulți care comentează, care amplifică, care distorsionează, și cred că niște lucruri punctuale ar trebui clarificate. Tocmai din motivul acesta v-am și invitat la microfon. Acum, știm că există peste 1000 de biserici evanghelice, independente românești, și aproximativ 40 de asociații creștine evanghelice în România, dintre care vreo 30 ar fi chiar de nuanță pentecostală ar fi greșit ca, să zicem, o parte din ele măcar să se grupeze sub un anumit nume și să devină chiar un nou cult? Ar fi greșit? Deci, problema care este? Eu încerc să fiu cât se poate de pragmatic. Pe de altă parte, cei care mă cunosc știu că nu am fost omul gardurilor, ce totdeauna am încercat să colaborăm cu toți. Dar încărcând în picioare niște principii care rămân și peste care nu putem trece. Ei bine, vis-a-vis -vis de. întreb și eu retoric. Am ieșit din cadrul unui cult. Deci, în general, înființarea unui cult presupune o anume învățătură, o mișcare de reformă, un anume motiv. Pentru ce? Care este scopul? Cui ajută? Este o întrebare foarte, foarte pertinentă. Ajută anumitor lideri sau ajută lucrării și oamenilor? Asocierea asta bună, vis-a-vis de faptul, rămâne totuși o întrebare pentru mine foarte pertinentă. Nu mi-a plăcut să stau sub o umbrelă, am vrut să fiu liber. Acum vreau să pun o altă umbrelă. Ceea ce am lepădat odată. Un cultor, care ar fi el, este rău, plec. Dacă ar fi vorba de o altă învățătură, dacă ar fi vorba despre altceva, de o reformă, aș înțelege, dar deocamdată, în cadrul cultului pentecostal, bisericile sunt autonome. Fiecare biserică poate să se organizeze după hotărârea bisericii respective, adunării generale a bisericii. Și în condițiile astea trebuie dărâmate niște mituri. Noi nu discutăm aici de conservatorism și de liberalism. Noi nu discutăm despre forma de organizare neapărat. Mi-aduc aminte că la un moment dat cineva mi-a spus că de ce nu dăm directivă de la filială să fie toate bisericile la fel, să fie uniforme. Și răspunsul meu a fost: Când Dumnezeu din cer o să facă câmpul cu flori numai de o culoare, dăm și noi directive de la filială. Deci, noi credem în unitate, în diversitate, credem că putem să fim diversi chiar în manifestare, în înțelegere, între anumite limite. Nu putem accepta lucrurile care ies din limitele cuvântului lui Dumnezeu. Dar nivelul de înțelegere, manifestare poate să difere de la o zonă la alta, de la o biserică la alta. Deci, a, dacă vrem să invocăm un astfel de motiv, este fals. Dacă privim bisericile, bineînțeles, trebuie să ne ancorăm în contextul cultural al zonei. Trebuie să fim foarte cinste, nici biserice din cadrul cultului penticostal. Nu sunt la fel cele din Ardeal cu cele din Bucovina sau din Moldova sau cele din București. Avem particularități, un context cultural și prima regulă a misiunii este să te adaptezi contextului cultural. Adică trebuie să știi cu te adresezi, ce oameni aduni și atunci, acest lucru cred că ar trebui să spună foarte mult. vis a -vis de faptul că sunt organizații, nu-i nicio problemă. Acele organizații pentecostale, unele sunt înființate, mie mi-ar place să mergem să găsim oameni care zac în cel rău, care stau prin birturi, care își pierd viața, să mergem să evangelizăm, să predicăm Evanghelia. Sunt total de acord. Îmi amintesc că unul dintre promotorii care vor să înființeze cultul, în urmă cu vreo 15 ani, am spus, te rog să vii în Neamț, îți dau 10 localități, nu te încurte, te ajut, fă 10 biserici, pentru că mai bine să avem biserici decât să avem locuri de destrăbălare și unde omul este, din punct de vedere moral, terminat. Deci nu am fost omul gardurilor, dar Ceea ce ține oamenii lângă noi este slujirea. Și de asta am spus că mi-aș permite că această evaluare să o facem peste câțiva ani, pentru că este ușor să spui hai cu noi, dar uh, trebuie să ne gândim la toate aspectele slujirii, a colaborării și așa mai departe. Ați folosit și dumneavoastră, dacă chiar și promotorii acestei inițiative au folosit termenul umbrelă. Și eu aș spune că, într-adevăr, cei care au devenit independenți, nu, partea unor biserici independente sau a unor asociații care nu sunt uh, uh, alipite de un cult deja existent și recunoscut, uh, au renunțat cândva din anumite rațiuni, la o anumită umbrelă. Și eu spun așa, că de obicei renunț la o umbrelă atunci când este nefuncțională, s-a stricat, nu te mulțumește. Acum, noua umbrelă este cu adevărat mai acoperitoare, mai calitativă, are niște distinctive, pentru că înțelegem că este vorba totuși de un cult de factură penticostală. Bun. Ce elemente noi dacă se pretinde că ar avea acest, acest nou cult, comparativ cu ceea ce deja cultul Pentecostal are de când a luat ființă. Cel puțin la nivel declarativ, în, când s-a lansat ideea formării unui nou cult, s-a spus un lucru cu care nu pot să fiu de acord categoric. Vom face un cult unde bisericile n-au nicio regulă. Fiecare face cel tai capul. Dacă citez din Faptele Apostolilor, capitolul 17, cuvântul Domnului spune, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se lească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al regulilor, și o biserică fără regulile pe care nu le punem noi oamenii, ci le pune Dumnezeu, asta ar însemna faliment înainte de a începe. Aici, cu această idee, nu pot să fiu de acord. A face o biserică sau a face un cult fără reguli. Fără reguli, mai devreme sau mai târziu, se va constata că este nevoie de aceste reguli. Apoi, ce să zic, spuneam cineva cuiva care m-a întrebat ce părere am și am spus, domnule, nu este problema noastră, este problema lor. Numai trebuie generația de acum sau liderii de acum să aibă mare grijă la rănile care le fac sau la modalitatea în care se înființează acest cult, ca nu cumva să se creeze o prăpastie care atunci când generația noastră va despărea de pe firmamentul istoriei, să ne trezim că cei de după noi prăpastie e atât de mare încât nu mai pot ca să-și dea mâna. Deci trebuie să fim precauți de toate părțile, să fim atenți de toate părțile, că până la urmă Trupul lui Hristos și Biserica lui Hristos trebuie să rămână unită, dar neacceptând orice. Eu găsesc că există și o anumită contradicție în inițiativa aceasta. De ce? Pentru că multe dintre bisericile evanghelice independente sau aceste asociații creștine religioase din România au apărut ca urmare a unor frustrări legate de niște culte de proveniență. Și cei mai mulți care sunt independenți au o anumită aversiune față de termenul cult. Nu ne trebuie cultul. Da. Acum... Cum de ei, cu titulatură independentă, spun, avem nevoie de un cult. Înțelegeți? Da, înțeleg perfect. Înțeleg perfect, sunt două lucruri. Ce spuneam, nașterea naturală este una și nașterea forțată este altceva. Vorbesc ca un om care am împărțit Biserica din Piatra Neamț cel puțin de 10 ori până acum. Într-un mod cât se poate de creștineste, ținând cont de principiul multiplicării, în momentul când o anume zonă sau o anume localitate, avem un grup mai mare, am înțeles că trebuie să mergem noi cu biserica acolo, am mers, le-am construit casă de rugăciune, avem noi un termen mai popular al nostru, i-am dat la casa lor, după care i-am ajutat în slujire ca să dezvolte într-un mod personal. Deci, adevărata lucrare nu ține neapărat de această încercare de a aduna oamenii într-un singur loc, de a concentra toată activitatea într-un singur loc, cred în lucru de echipă, cred în multiplicare, cred într-o divizare voluntară, cred în a crea oamenilor un cadru de dezvoltare naturală. Și deci, din punctul acesta de vedere, nu vorbesc că voi face. Spun ce am făcut în ultimei 25-26 de ani de când slujesc. Acum, vis-a-vis -vis de frustări, sunt anumite grupuri care au avut motive să zic motive normale întemeiate. Al, întemeiate ale acestei diviziuni. În momentul când n a fost o viziune largă de divizare, a apărut la urmă, fie numărul, fie uh, anumite mentalități, anumite înțelegeri. Deci, din punctul ăsta de vedere, încă vreau să cred în rugăciunea Domnului Iisus de Ioan 17 și vorbim despre o unitate, chiar dacă este unitate în diversitate. Putem să fim uniți dacă suntem în organizații diferite, putem să fim uniți dacă suntem în clădiri diferite, putem să fim uniți dacă suntem în țări diferite, putem să fim uniți dacă suntem de generații diferite, dar toate astea nu înseamnă un amestec de ăsta haotic să nu mai știm ce credem, ci înseamnă să găsim punctele comune până unde putem ca să colaborăm dar pe de altă parte toate acestea se întâmplă într un cadru pe care îl face sau îl determină cuvântul lui Dumnezeu. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie să fim cinstiți că sunt și unii lideri care pentru împlinirea personală au luat oameni după ei. Și aici apare adevărata problemă. Rupem sau ne constituim aceste organizații, din punctul de vedere juridic, din punct de vedere uman. Este normal ca să se adune, să găsească o. Noi avem nevoie de părtășie, avem nevoie de comunicare, unii lideri. Tocmai aici e problema. Bun, mergem, plecăm, suntem independenți, lucrarea noastră. Bun, îți bătrânii sunt vechiți, vreau să le transmit clar celor tineri. Avem timp să-i așteptăm să îmbătrânească și ei. Timpul trece mai repede decât ne așteptăm, și bineînțeles, ceea ce noi astăzi facem s-ar putea mâine să ne facă copiii noștri. Deci, trebuie să înțelegem că aceste generații se perindă și modul de gândire și toate lucrurile, dar, iarăși, întreb un lucru: cât de moral ar fi ca niște oameni care au stat în pușcării pentru noi, care au plâns, care au plătit un preț? Datorită faptului că au îmbătrânit și nu mai pot fi productivi, să-i dăm undeva la margine și să spunem voi rămâneți acolo, că noi suntem tineri și avem mușchi. Deci, eu cred că aici trebuie un echilibru. Adevăratul păstor gândește să ajungă cu turma în cer, în prezența lui Dumnezeu, nu doar să facă un program frumos la biserică, și câteodată pentru a putea să ținem oamenii ăștia împreună. Sunt situații când, după cum cei tineri trebuie să îi pe cei bătrâni și cei bătrâni trebuie să îi pe cei tineri și încercăm, ne luptăm, dar trebuie să gândim că venim după 100 de ani și în suta de asta de ani de pentecostalism în România au apărut și probleme, au apărut și derapaje, ca în orice familie. Nu înseamnă că notarul stă la ușă și cum aude că soțul cu soția ridică tonul, hai că am venit să vă despart. Deci, pe undeva în orice familie apar și bune și rele, dar trebuie să le depășim și să mergem înainte. Am putea indica câteva condiții legitime care ar impune apariția sau formarea unei noi confesiuni creștine-evanghelice? Deci, în mod la normal, condiții legitime, da. Da, în mod normal s-ar discuta despre o doctrină. <hî> în cazul de față, nu poate fi vorba o despărțire pe bază de doctrină în general, toate asociațiile religioase de sorgentă pentecostală au avut de-a face mai mult cu partea de organizare decât cu partea de doctrină. Acum, vis-a-vis -vis de anumite încredințări zonale, culturale, istorice, până la urmă asta au fost, sunt și vor fi. Dacă 10 oameni astăzi se despar de o biserică spunând că e prea conservatoare sau prea liberală, în următoarea săptămână, în grupul celor 10, vor fi o parte care vor fi conservator și o parte liberală. Deci asta nu e un motiv de despărțire. Motivul sau partea cea mai legitimă este partea dialogului, când să discutăm, să stabilim un punct comun, să vedem până unde credem la fel. Cum putem să umblăm proiectele comune care le leagă, nu cele care ne despartă. Și așa mai departe, în ce privește uh, niște drepturi care sunt în legătură cu statul român. Pe de o parte, pentru cei care deja s-au izolat, îi face bine. Pe de altă parte, gândim, vă dau numai un exemplu. Am făcut un proiect la minister și biserica din Ierusalim a primit niște bani pentru cumpărarea unui locaj de închinare. În momentul când Biserica respectivă a primit banii în bancă, banca i-a trimis înapoi în România și le-a spus, cine sunteți voi ca să primiți bani din România? A trebuit făcute demersuri pe linie cultică și pe linie de minister, trimis, după care statutul lor s-a schimbat 100%. Deci, este una să faci parte dintr-o familie mare și alta să fie o frunză purtată în vânt împreună cu o delegație, cu președintele pe Nord-Vest, cu președintele pe Germania, cu păstorul din Hanover. Am vizitat săptămâna trecută familia furdui cărora le-au fost luați copiii într-un mod clar, abuziv, cu niște încălcări grosolanie și așa mai departe. Poate va fi obiectul altei emisiuni acest caz. Dar oamenii ăștia și-au pus întrebarea, domne, familia asta, bisericuța asta, nu e așa ca o frunză în vânt, aparține unei familii mari. Și bineînțeles, în relația cu terți, stă bine să avem această părtășie, această unitate. Singura problemă care trebuie, ca Dumnezeu să onoreze un astfel de demers, trebuie făcută cu motivație corectă, și trebuie făcut în termeni corecți. Amintiți-vă de turnul Babel. Din punct de vedere strategic, oamenii ei au gândit foarte bine, au avut o viziune, au împărtășit-o unii către alții și au pus în gând să facă lucrurile bune, au spus o să facem cărămizi, dar le ardem bine, apoi îi vedem că chiar s-au apucat de lucru, nu doar o povestit, și Dumnezeu spune, nimic nu i-ar împiedica să-și ducă planul îndeplinirii. mă ca o problemă. Motivația a fost greșită. Eu crez că turnul ăla îi face să fie cineva în lume și asta le asigură siguranță. Și atunci Dumnezeu le-a încurcat limbile și după cum știm, turnul nu s-a mai terminat. Deci eu cred că contează enorm de mult motivația sinceră și modalitatea în care se naște o biserică, un cult. Cum vreți în uh, înțeleg că există un uh, plafon minim uh, de persoane care ar putea să se constituie într-un uh, cult nou Și e vorba de cifra de 21 21.000 uh, Înțelegem că se vor strânge ceva semnături în sensul acesta Și se intenționează chiar depășirea acestui număr până spre 25.000 Poate cineva care semnează în sensul acesta să mai rămână membru într-o biserică a unui cult deja existent, odată ce semnează? Nu, vedeți dumneavoastră, aici este o mare diversiune strecurată intenționat sau neintenționat sau o neînțelegere, ca să fiu un pic mai indulgent. Crezând că aceste semnături sunt ca la partidele politice în care spui dacă ești de acord sau nu să se înființeze un partid. Deci lucrurile trebuie să fie foarte clare. Dacă un singur om rămâne membru într-o biserică a cultului pentecostal, vorbim în cazul de față de cultul pentecostal, și semnează și de acolo și se dovedește acest lucru, întreg demersul este anulat. Deci, statutul Cultului penticostal spune clar că nu poți să fii membru în două biserici. Deci, aceste adeziuni înseamnă că cineva declară clar că nu mai este membru într-o biserică aparținând în cultului Pentecostal și să înscrie în nou cult. Deci, lucrurile trebuie să fie foarte clare. Nu este un acord de principiu. Și cei 21.000 de, de membri a cultului fac dovada faptului că au ieșit dintr-o anume organizație, au completat o cerere și vor fi membri noului cult. Deci aici trebuie lucrurile foarte clare, pentru că așa, cine aș fi eu, exact cum spunea Gamaliel, dacă lucrarea asta e de la Domnul, merge în continuare și ne vom bucura de progres, că până la urmă Dumnezeu nu o lăsa toată spiritualitatea numai într-un loc sau numai într-o organizație. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că mântuirea vine de la Domnul prin nașterea din nou, prin pocăință. Noi, ca și organizații pământești, ne asociem considerând, pe de-o parte, că avem un crez comun, iar pe de altă parte, punctul sau modul de organizare a respectivei organizații mă satisface ca să pot să mă apropii de Dumnezeu. Deci cam asta este. Aici atâta trebuie. Deci oamenii nu ține nimeni cu arcanul, sunt asociații, bună a mai fost o, un lucru strecurat, cei care uh, au organizații sau asociații religioase și intră cu toate, cu toate că aceste adeziuni trebuie să fie particulare pe membru, nu pe asociație, dar pot să-și păstreze, pot să -și păstreze proprietățile. Din punct de vedere al cultului pentecostal, noi avem câteva reglementări în cadrul statutului în care se spune foarte clar că donațiile sunt irreversibile și în al doilea rând o biserică, un locaj de închinare nu poate fi înstrăinat. Deci când vorbesc înstrăinat, vorbesc de toate formele decât cu aprobarea comunității regionale. Deci noi, pe de-o parte, am lucrat la descentralizare și clădirile care le-am avut pe filială, pe cult, am încercat să le dăm pe biserica locală, ca și proprietate, noi nu avem nevoie să strângem proprietăți, ce au fost descentralizare, dar pe de altă parte ne-am asigurat proprietățile ca să nu ne trezim că un lider la 10 oameni spune, domne, hai că plec. Nu, oamenii își vor construi clădiri, vor face, își vor forma infrastructura, asta este treaba lor și mergem înainte. S-a vehiculat informația că noul cult evanghelic, care S-ar institui acum, pe termen românesc, ar avea un corespondent confesional internațional pentecostal de peste 70 de milioane de membri, fiind, de fapt, cea mai mare confesiune pentecostală la nivel mondial. Nu. Este adevărat aspectul acesta? Nu, asta este o minciună strecurată și plimbată din gură în gură. Ca să fie foarte clar, cultul pentecostal. Are contract de colaborare și cu of God și cu Ciorcio Deci, bisericele lui Dumnezeu nu sunt tot una cu of God, Ca să fie lucrurile foarte clare. Deci, discutăm de lucruri strict românești. Fiecare organizație și o bisericuță, care au aparținut une din aceste asociații religioase, poate să stabilească parteneriate cu celelalte, dar. Din punct de vedere și al subordonării, și al apartenenței, și cultul pentecostal, și celelalte asociații religioase sunt independente. La noi nu discutăm de o conducere piramidală, ci discutăm de o organizare locală și ceea ce, sau parteneriatele care le avem, este doar o părtășie, o colaborare, nici de cum o subordonare sau apartenență. Există particularități doctrinare sau practice care diferențează cele două confesiuni pentecostale pe care le luăm în discuție? Deocamdată nu cred. Obrat. Deci lucrurile și acolo și din coace sunt atât de amestecate încât nu putem să discutăm, mai degrabă discutăm de o diferenție rezonală în credință, de un context cultural, istoric, nici de cum de o nouă învățătură. Am înțeles că ceea ce se promite dinspre acest nou cult evanghelic de orientare pentecostală ar fi autonomia Bisericii locale. Fapt care, spuneau ei, cel puțin așa am auzit, că n-ar fi la fel de real în actualul cult pentecostal. E adevărat că în cultul pentecostal există o centralizare ecleziastică sporită sau excesivă. Deci, nu aș spune, vorbesc ca un om care. Sunteți în structuri, știți despre. Sunt ce în vorbiți. structuri, pe de o parte, sunt în conducerea cultului. Uh, am dat tonul într-o anume zonă a țării sau comunității regionale. Fiecare biserică a avut libertatea între niște limite. Deci, scriptura rămâne cea care este uh, de căpătâi și peste care nu se poate călca. Acum, e ușor să spui la început, nu avem nevoie de reguli. Dar să nu uităm, cultul Pentecostal vine după 100 de ani. Au fost situații care mai de care și dacă nu este o regulă, dacă n-ai un parametru, dacă n-ai o dimensiune de aici până aici, oamenii nu sunt liberi. Pot să fie liberi, da, într-un cadru, într-un staul. Nu consider cultul pentecostal. Bineînțeles, sunt multe lucruri de îndreptat. Ca sunt în multe, orice altă confesionă. Ca în orice altă. Nu suntem acum 100% dar totuși să ne amintim cu 100 de ani am reușit să stăm împreună, care este beneficiu a sta împreună. Pe de o parte, poți să te aperi de ceea ce vine și nu vin lucruri ușoare peste noi. În al doilea rând, comunicarea, părtășia, faptul că există, există acea, acel limbaj comun, acele reguli comune. Din păcate, unii oameni ar vrea să facă ce-i taie capul și, bineînțeles, pe de o parte vrem independent să facem orice, să nu avem niciun control, iar pe de altă parte, bineînțeles că în de 3.000 de biserici penticostane în România, este foarte greu să găsești acel algoritm care să îi mulțumească pe toți. În momentul în care ai lăsa totul la voia întâmplării, în voia azardului, n-ai mai fi în scripturi și funcțional ar fi un dezastru. Deci acum trebuie să admitem că și Dumnezeu de-a lungul istoriei o lucra cu poporul sau o lucra cu biserica, când așa, când așa, au încercat să se adapteze până la urmă ca oamenii să poată să slujească pe Dumnezeu cel mai bine. Deci, și din punct de vedere organizatoric, trebuie să avem acea luciditate, să înțelegem istoria, să înțelegem ceasul istoriei și să înțelegem că, la un moment dat, nu în detrimentul calității, ci noi trebuie să ne adaptăm conjuncturilor pe care le trăim. Considerați că denominația pentecostală, cea veche, cu 100 de ani de istorie, ar fi afectată într-o anumită măsură de înființarea acestui nou cult, de rit pentecostal? Să existe, poate, ceva migrări? Spre? Uziți, părerea mea că nu vor fi migrări uh, semnificative. Da. Uh, au mai fost situații în istoria asta de 100 de ani, că nu ne oameni, așa după cum am citit în scripturi, au crezut că răstoarnă lumea. După care au murit rând pe rând datorită faptului că oamenii trebuie slujiți. Deci auzeam o întâmplare care mi-a plăcut tare mult. La un moment dat, trei ciobani s-au dus să-și alimenteze oile la apă, să-și adapte oile. Și se duce primul, un păstor era undeva în apropiere, păstor de asta de biserică, și s-a părut foarte curios. După ce s-a dus primul, oile s au dus să da, pe păstorul s-a apucat să mănânce ciobanul, vine al doilea, cu altă turmă, turmele se amestecă, el se duce, stă de vorbă iar, vine și al treilea, curiozitatea mai mare, să vedem cum o să mai despartă turmele. A fost foarte simplu, a fost foarte simplu. E să prim, o spune câteva cuvinte, începe să fluiere, pleacă și toate oile s-au dus după el. Biblic vorbind, oile cunosc glasul păstorului. În momentul în care păstorul pentecostal va sluji Domnului și va sluji turma, deci ăsta este singurul mod de a ține turma lângă tine. Și aici poate să fie și o parte bună în tot demersul ăsta, pentru că fiecare slujitor ar trebui să înțeleagă că trebuie să nu fie un funcționar public, ci trebuie să fie un pastor, trebuie să dea un exemplu, el merge înainte, oile merg după el. Și asta este modul de pastorație biblică. Eu cred din toată inima că adevărații oameni, care au slujit nu au de ce să teamă. Și spun ce am spus într-o altă conjunctură când s-au crezut că va fi o mare schismă în Biserica Pentecostală. și atunci am spus unui domn cam în felul următor. Cei care scriu pe internet sunt 0,05 din cultul Pentecostal. Și vreau să fie foarte clar, dacă pe un vas de croazieră cade o cană de pe masă, să spargi cana, nu să scufundă vasul. Deci, cultul pentecostal cred că are atâta uh, legătură frățească, atâta părtășie încât să își vadă de drumul lor. Deci, ei uh, e, deja erau ieșiți dintre noi, organizația asta. Dacă se pot organiza, bravo lor! Singura problemă care este aplicarea unor principii corecte. În relația cu cultul pentecostal, ca să nu ne forțeze mâna ca la un moment dat să închidem uh, poarta colaborării. Deci, aici aici trebuie marea fineță și mare. Nu ne deranjează nici pe departe. Poți să formez 10 culte creștine. La ora actuală, statistici arată că cea mai prigonită religie este creștinismul. Deci nu are de ce să ne supere că să mai, mai apare un cult pentecostal. Nu e asta problema. Problema este singura, singura problemă sau cea mai mare problemă este stabilirea unor relații de fair play pentru ca generațiile de după noi să poată colabora, să nu se creeze prăpastii peste care nu se poate trece. Și dacă se va înființa cultul acesta, credeți că va exista o colaborare între cele două formațiuni? Sau cu alianța evanghelică? Deci depinde de modul în care se vor raporta. Dacă va fi acest fair play, va fi colaborare. Până unde nu se încalcă principiile scripturale. Deci ca să fie foarte clar, noi nu colaborăm și nu suntem, vă aduceți aminte că eram la o întâlnire împreună când am spus pe noi ne leagă, era cazul referendumului, pe noi ne leagă un crez, un obiectiv, dar săptămâna viitoare noi o să predicăm cum am predicat și în săptămâna trecută. Deci, faptul că noi colaborăm în anumite domenii nu înseamnă că nu mai știm ce credem. Fiecare va rămâne cu crezul lui, va rămâne cu organizarea lui. Dacă vom putea unii de la alții să luăm lucruri bune este foarte bine. Am avut multe de învățat și de la bisericile tradiționale. N-au fost, bineînțeles, cultul Pentecostal au apărut ca o mișcare de reformă. Cultele neoprotestante au apărut ca mișcare de reformă. Deci, dar, în condițiile actuale, eu m-aș bucura ca timpul să dovedească că a fost o mișcare autorizată de Dumnezeu și nu făcută la ambiția unor oameni. Dacă este o mișcare de la Dumnezeu, ea va dăinuie. Acum, trebuie să admitem că unele asociații creștine evanghelice sau unele biserici evanghelice independente se bucură deja de un anumit succes în a impacta oamenii. Sunt multe vizualizări pe internet, sunt biserici cu un anumit număr. Constituie acestea o provocare pentru celelalte culte evanghelice? Pe de o parte, consider o provocare. Pe de altă parte, ceea ce numiți dumneavoastră succes, s-ar putea Dumnezeu să nu numească succes. Deci, să fim foarte clar, stadioane sunt pline. sălile de concerte sunt pline. Artiștii au mult mai multe vizualizări. Deci nu ăla succesul. Știți care este succesul pentru un slujitor și vă spun ca un om care mă pregătesc Încep să mă pregătesc pentru ieșirea din slujire. Succesul este că înaintea lui Dumnezeu vă îmi spune Doamne, nu s-au pierdut nimeni. Ăla este adevăratul succes. Aia este adevărata cântărire. Când cu oamenii pe care îi slujim ajungem în cer. De asta restul este o fază total, total aleatorie, neconcludentă, neconcludentă pentru că dacă ar fi să adun oameni, am o sută de modalități în care se adună într-un loc. Dar nu asta este problema. Problema este că eu cu oamenii ăștia trebuie să ajung în cer. Și bineînțeles, în momentul când faci educația acasă, s-ar putea un copil rebel să spună, domnule, tata nu mă iubește că nu-mi dă bomboane dar tu știi că trebuie să-i dai hrană ca să nu îl îmbolnăvești. Așa apare, apare ca o formă de constrângere. Credeți dumneavoastră că omului i-o convenit când Dumnezeu a poruncit oamenilor de pretutine să pocăiască? Nu convenit, că nu ne place să ne să poruncească. Ne place să credem că suntem liberi. Dar cea mai frumoasă expresie e atunci, când omul crede că e liber, dar este liber într-un staul. Și îngrădirea asta, staul ăsta, îl face cuvântul lui Dumnezeu spuneați despre faptul că împlinirea adevărată a unui slujitor este de a menține alături de cei exact. care sunt credincioși. Acum, trebuie să admitem că pentecostalismul a fost suficient de omogen vremea de câteva zeci de ani, dar după Revoluție au apărut niște mișcări. Uh, bine, pe lângă cele dizidente, care sunt foarte specifice în unor anumitor zone, au apărut cele cu un iz puternic, uh, libertin. Uh, eu vă întreb câte dintre astea au murit în ăștia 25 de ani. Faceți o statistică și discutăm. Credeți că fenomenul va cunoaște o amploare în viitor? Fenomenul acesta? Nu este treaba mea. Treaba mea este să mă concentrez. Și încă o dată repet. A face un program, a face senzații, este ușor. Ați luat niște profesioniști care prin slujirea lor și prin talentul lor să adune oamenii ușor, dar a privi întregul. Deci eu le-am spus păstorilor de multe ori, voi sunteți administratorii unei zone. Nu trebuie să vă intereseze doar biserica. Trebuie să știi biserica, trebuie să știi localitatea, trebuie să știi problemele sociale, trebuie să știi totul. Trebuie să nu rămână nimeni în urmă. Dacă e cazul, ă, ei o aia în spate, că e șchioapă, o ei și o duci. ce deci este ușor dacă la o mașină ai avea numai accelerație și ai avea trei accelerații și n-ai mai avea îmbreiaj și frână, în prima acord, te aduce în șans. Deci eu cred că adevărata slujire are de-a face cu slujirea și pe termen mediu și lung și finele slujirii, linia de sosire în cer. Și abia atunci, ca slujitor, ești liniștit când știi că un om a fost chemat de Domn, a fost un om credincios până în ultima zi și atunci poți să știi că ți-ai îndeplinit menirea de lider spiritual. Sunteți președinte al filialei Pentecostale Suceava, filială care reunește un număr important de credincioși. Acum cunoașteți și situația din restul țării. Considerați că bisericile care aparțin de această filială pe care dumneavoastră o coordonați vor avea mai puțin de suferit în urma înființării în unui cult de pentru consalt decât bisericile din alte zonele țării? Și dacă puteți justifica răspunsul? Răspunsul se găsește în slujirea păstorilor. Uh -huh. Clar. Am spus-o cu câțiva ani în urmă, în Parlamentul României că e timpul ca oamenii politici să coboare de la pupitre, păstorii să coboare de la învoane și să încercăm să fim pentru oameni și între oameni. În momentul în care un slujitor se va pune la dispoziția lui Dumnezeu slujind turma, atunci oamenii rămân lângă ei. Deci detemut sau trebuie să se teamă doar cei care fac o slujire ineficientă nu merge să ținem oamenii lângă noi, nici cu hârtii, nici cu organizații, că dacă era așa, Dumnezeu ne făcea niște roboței pe care ne programa să funcționăm 100 de ani, să fim copii cu minți și pocăiți și ajungeam în cer. Dar Dumnezeu o lăsa libertatea ca omul să aleagă. Și eu cred că funcție de implicarea slujitorilor și cât știu să-și apropie oamenii și să-i simtă aproape, Atât va fi raportul ăsta. Aveți deja un sfert de secol de activitate pastorală. Cum vedeți pentecostalismul peste 25 de ani? Se va mai dilua, se va uniformiza, se va amesteca cu alte confesiuni? Ce opinii aveți, ce anticipări aveți? Deci eu nu pot să mă culc pe laurii Victoriei. Prematur. Nici. Uh bucurându-ne prea mult de faptul că a fost singura religie din România care a crescut numeric și procentual. Singura confesiune. Singura confesiune. Nici datorită așa zisor realizări, ziselor realizări, ce o cred din toată inima că depinde de Dumnezeu în primul rând și apoi depinde de modul în care noi știm să răspundem la inițiativa lui Dumnezeu. De ce Ziua vorba de un, de un efort susținut? Exact. Ziua rosaliilor a fost caracterizată de acel deodată, când inițiativa uh -huh. a fost lui Dumnezeu. Dumnezeu deschide ușă, dar noi trebuie să vedem că ușile sunt deschise și să mergem. Dar asta înseamnă în primul rând, trăire frumoasă, în al doilea rând înseamnă activitate, viață, dăruire, foc, pasiune pentru Hristos, dacă îl iubești pe Dumnezeu, iubești și oamenii. Dacă nu îl iubești pe Dumnezeu, nu iubești nici oamenii. Nu mă întrebați cum va arăta. Depinde de modul în care noi ne vom acorda la planul lui Dumnezeu. S-ar putea să nu mai fie, să vină Domnul până atunci. Și noi. Asta Așa ne azi. dorim. Dar oricum, dacă aș ști că mâine vine Domnul, probabil că astăzi aș mai face o biserică, aș mai face o cantină socială aș mai predica unui om despre mântuire, aș mai ajuta un sărac, Domnul poate să ne ia și în mișcare, nu trebuie să ne ia doar static, să stăm cum o stat ucenice, cu ochii pe spre cer și să spunem când vei, Doamne. Până Domnul vine, îndemn pe toți credincioșii și pentecostali la acțiune, la lucrare, la sfințenie, pentru că, din păcate, societatea caută disperată modele, nu discursuri discursuri au mulți și oamenii s-au săturat de discursuri. Oamenii au nevoie de exemple. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Apostolul Pavel a spus că îl cați pe urmele mele fraților, pentru că și eu cal pe urmele lui Hristos. Cred că aceasta trebuie să fie deviza noastră, motivația noastră și apoi toate celelalte lucruri organizatorii ce sunt minore și secundare. Practic, dacă e să ne lăudăm cu ceva, ne putem lăuda strict în Hristos. Exact nu n avem voie să ne lăudăm cu oameni unii împotriva altora Hristos n-a fost împărțit și noi nu trebuie să uh, ne lăsăm atrași în uh, partide de genul acesta uh, dacă Hristos este propovăduit indiferent de motivația pe care o au unii cum spunea apostolul Pavel eu mă bucur și mă voi bucura la urmă, la urmă Dumnezeu evaluează motivația fiecăruia, dar în contextul în care ne găsim este important să ne ținem nu atât de mult de oameni, ci ancorați fiecare de Hristos. exact credință. cum spune Pavel Corintenilor în 1 Corinten 3, că nu nu zice eu sunt al lui Pavel și altul eu sunt al lui Apollo. Nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorului lui Dumnezeu, Clădirea lui Dumnezeu. Da, cred că sunt niște versete potrivite pentru finalul discuției noastre. În numele ascultătorilor, eu vă mulțumesc în mod sincer pentru că ați acceptat invitația la o asemenea discuție. Știu că nu este o discuție confortabilă, pentru că vorbim despre persoane care ne sunt cunoscute, persoane care ne sunt dragi, pe care le-am avut aproape multă vreme și cu care poate vom și colabora. Și vrem să le avem și în Împărăția evident, lui Evident. Și am vrea din toată inima ca să fim legați prin legături sincere, trainice și constructive. Exact. La urma urmei, indiferent în ce barcă ne-am găsit, important este să mergem în aceeași direcție și să nu ne batem unii pe alții, ci să vă slim înspre direcția spre care ne-am ne -am pornit. Vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați făcut timp, știu că sunteți o persoană foarte ocupată, dar v-ați făcut timp pentru o discuție care chiar se impunea să aibă loc în momentul acesta și vă doresc ajutorul lui Dumnezeu în tot ceea ce trebuie să faceți pentru slava Lui. A fost împreună cu noi astăzi fratele păstor Liviu Arsinte, președintele filiale Penticostale Suceava, sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii și până la o nouă auzire. Vă doresc, așa cum vă spuneam la început, un discernământ cât mai fin și o înțelepciune de a ne raporta unii la alții într-o slujire reciprocă și pentru slava lui Dumnezeu, nici de cum pentru slava Noastră sau a unei instituții, că, până la urmă, doar Hristos merită toată gloria. Fiți binecuvântați până la o nouă auzire. În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.